Astăzi avem gală, două fete sunt în cursa de eliminare, Andrada și Raluca. Și se pare că Raluca își dorește foarte mult să plece, toate fetele cred că așa se va întâmpla astăzi și își aduceau astăzi aminte de momentele de la început, dinainte să intre în casă, probabil unde au fost cazate, aveau niște peripeții și de pe, de pe la PECO, de pe la benzinărie, iar după Andrada a zis că dacă nu e să fie astăzi ea eliminată, Andrada, atunci data vii pentru că înțelege că acum e situația ralucăi care își dorește să ajungă acasă la băiețel, dar nici ea nu și mai dorește să rămână în casa Mirasa și o să vrea în continuare să plece. Tot Andrada zicea că niciodată nu o să se schimbe în alegerea ei. Dacă a spus că își dorește să plece, păi așa o va ține până când va fi eliminată. Ramona a zis că poate o să-și schimbe gândirea dacă va intra un băiat potrivit pentru ea în casă și Andrada a zis, Ramona, nu mă înțelegi. Eu dacă am zis că nu mai doresc, nu mai doresc indiferent.